Începând de astăzi, 3.616 absolvenți ai clasei al 12-a au intrat în febra examenului de bacalaureat, prezentându-se la prima probă orală a celui mai serios test de maturitate la absolvirea studiilor liceale. Ei se vor prezenta în fața comisiilor de examinare din cele 14 centre organizate la nivelul județului Neamț. Avem 12 centre de examen, la care se adaugă două subcentre, deci două unități afiliate. În total vor fi deci 12 plus 2, 14 centre de examen și un centru de evaluare. Sunt înscriși 3.616 candidați, din care 389 sunt din seria anterioare. Dacă vă mai interesează... Da, mă mai interesează în roman cât aveți și câte centre... N-avem pe orașul, doamnă. Avem per județ. La Roman sunt organizate mai multe centre de examen unde sunt repartizați absolvenții liceelor din Roman și din zonă. Avem la Roman Vodă, avem la Petru Poni, la Danubiana și la Vasile Savă în Roman, iar la... CNRV este afiliat liceul Săbăoane. Astea sunt din Roma. Sunt și copii care nu s-au înscris, dar avem situația per total județ. Deci au terminat liceul anul ăsta 4.040, s-au înscris 3.616. Iar în ăștia 3.616 sunt 389 din seria anterioare. Conform calendarului de desfășurare a examenului, între 13 și 15 iunie, absolvenții claselor a 12-a vor susține proba A, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba română pentru minoritățile naționale se va desfășura între 15 și 17 iunie. Proba D, evaluarea competențelor digitale, va avea loc între 21 și 24 iunie. Între 27 iunie și 1 iulie 2016, se va desfășura proba C de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie 2016 încep în data de 4 iulie, cu proba scrisă la limba și literatura română. În 5 iulie se va desfășura proba scrisă la limba maternă pentru elevii minorităților naționale. În data de 6 iulie 2016 se va desfășura proba scrisă obligatorie a profilului, iar în 8 iulie proba la alegerea profilului și specializării. În 12 iulie se vor afișa la centrele de examen până la ora 16 rezultatele examenului de bacalaureat, iar în aceeași zi, între orele 16 și 20, se vor depune contestațiile. Între 13 și 15 iulie se vor rezolva contestațiile, iar pe 16 iulie se vor afișa rezultatele finale. Președintele Comisiei Județene a examenului de bacalaureat anul acesta este inspectorul școlar general Viorel Stan. Cei care nu s-au înscris în această sesiune sau vor pica examenele mai au o șansă în sesiunea din toamnă, care se va desfășura în perioada 16 august-1 septembrie.